Salutare! În acest filmuleț am să vă arăt cum să reumpleți cartușul HP 302. Pentru a putea reumple acest cartuș, aveți nevoie de cerneală, cerneala color, cele trei culori, cyan, magenta, yellow. Recomand și soluția pentru curățarea diuzelor, kitul de refil cu supapa pentru cartușul color, 4 seringi, 3 seringi pentru fiecare culoare în parte, plus o seringă fără ac pentru tras și un vas mic, poate fi un capac de borcan în care vom pune puțină soluție. Înainte de a reumple cartușul, îl putem pune în această soluție și să lăsăm timp de 5-10 minute, în funcție de cât de uscat este. După ce trece acest timp, îl scoatem. Îl ștergem bine. Iar pentru a le reumple, trebuie să dăm jos această etichetă. Iar aici sunt rezervoarele cu cerneală. Aceasta este ordinea. Trebuie avut grijă, am întâlnit cazuri în care același tip de cartuș, ordinea rezervoarelor era inversată. Dacă vă uitați cu atenție, se văd bureții murdari de culoare la acest cartuș și, în general, asta este ordinea. Roșu sus, galben și albastru, cian. În cartuș putem băga aproximativ 2-3 ml de cerneală pe fiecare culoare în parte. Luăm un șervețel, îl împăturim. Apoi băgăm cerneala. Băgăm puțin câte puțin. Dacă vedem că are tendința să dea pe din afară, mai scoatem un pic. Restul de cerneală o pun în sticluță. După ce am reumplut cartușul cu toate cele trei culori, luăm kitul și îl prindem aici așa.
Iar pe aici vom introduce seringa fără ac. Și vom extrage aproximativ 1 ml de cerneală. Scoatem și cartușul. Îl ștergem bine. Îl ștergem cu șervețele. Punem eticheta înapoi. Luăm apoi 2-3 șervețele. Le împăturim. Doar umezim un pic ori cu apă, ori cu soluție de curățare. Și lăsăm cartușul să stea cu capul de printare așa pe șervețele timp de aproximativ 5 minute. Nu lăsați mai mult de 5 minute pentru că șervețele le vor extrage toată cerneala din cartuș. Prin această operațiune șervețele le absorb cu putere cerneala din cartuș și astfel curăță capul de printare. Se vor limpezi culorile. După ce au trecut cele 5 minute, luați cartușul și dați-l așa pe un șervețel. Dacă vedeți că lasă urmă perfectă de roșu, galben și albastru, cian, magenta, yellow, înseamnă că este ok. El ar trebui să meargă foarte bine și în imprimantă. Nu uitați să reumpleți cartușele întotdeauna înainte de a se consuma sau imediat cum se consumă. Să nu vă speriați, orice cartuș odată consumat, chiar dacă îl veți încărca, imprimanta îl va arăta tot timpul ca fiind gol. Așa este normal, dar imprimanta funcționează așa. Iar tot ce aveți nevoie pentru reumplerea cartușelor dumneavoastră, găsiți pe site-ul nostru erefil.ro. Succes!